Potrivit președintelui Consiliului Județean la și eu se așteaptă finalizarea documentației pentru un nou proiect extrem de important pentru comunitate, respectiv reabilitarea școlii gimnaziale, unde finanțarea va fi de 510.000 de lei. Cele două proiecte a căror finanțarea a fost deja semnată vor aduce comunei și eu o sumă de aproximativ 1,5 milioane de lei. Primul proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale prin PNDL este în valoare de 1,137 milioane de lei și banii se acordă pentru realizarea obiectivului de investiții accesibilitate zone prin construirea trei poduri peste rul Botiza. Valoarea totală a investiției este de 1,292 milioane de lei. În ceea ce privește cel de-al doilea proiect, finanțat pe PNDL2, în sumă de 361.409 lei, banii au fost alocați pentru realizarea obiectivului de investiții pot peste rul Botiza cu acces din drumul județean 171A. Valoarea totală a investiției este de 420.427 de lei. Irina Iusco, primarul comunei și eu, s-a declarat încântată de faptul că executivul administrației județean Tene, este implicat în problemele comunității locale. Edilul din și eu a amintit și de proiectul privind reabilitarea școlii gimnaziale, a cărui finanțare speră să ajungă în cel mai scurt timp, dar și despre un alt proiect aflat în lucru, respectiv o stație pentru tratarea apei din comună, proiecta cărui valoare a fost estimată la suma de 680.000 de lei. Președintele Consiliului Județean, Maramureș Gabriel Zeta, prezent la acest moment important pentru comuna și eu, nu a putut să nu constate o ședință extrem de agitată a Consiliului Local și eu, care, în opinia sa, ar trebui să se maturizeze și să înțeleagă că scopul pentru care au fost trimiși consilierii de cetățeni în acest for este să reprezinte comunitatea și interesele locuitorilor